Un microbuz care a fost surprins mai multe zile la rând cum circulă prin oraș, deși avea stare tehnică dezastruoasă, a fost implicat într-un accident rutier, după ce s-a izbit în gardul Muzeului Național de Etnografie și Istorie. S-a întâmplat în seara de 11 aprilie, la ora 21.30 de minute, pe strada Mihail Cogălnicianu din Capitală. Imaginile cu momentul impactului au fost postate pe un portal de știri. Din imagini se vede cum microbuzul zboară direct în gardul muzeului, iar ulterior șoferul iese din mașină și pleacă într-o direcție necunoscută. La scurt timp, la locul accidentului a venit un echipaj al Inspectoratului Național de Patrulare. Când a văzut agenții de patrulare, bărbatul ar fi încercat să fugă, însă a fost oprit de alți șoferi. Enervat că nu a putut scăpa de poliție, bărbatul a devenit agresiv, iar forțele de ordine i-au pus cătușele. Poliția a pus la dispoziție imagini cu reținerea șoferului. De ai luat mașina? -a pus -a -tă 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 -tă. Ai permis? A -a. Forțele de ordine au stabilit că, de fapt, microbuzul nu aparține persoanei care a dat cu el în gard. Cu doar 15 minute înainte de accident, proprietarul vehiculului a alertat poliția că cineva i-a furat autoturismul. Ulterior s-a constatat că suspectul de 32 de ani a furat microbuzul de la un prieten de-al său. Aceștia ar fi băut împreună, iar când suspectul ar fi ieșit din curtea amicului său, ar fi văzut microbuzul și ar fi hotărât să facă o plimbare prin oraș. Testat alcool scopic s-a demonstrat că bărbatul avea 0,53 mg pe litru de alcool în aerul expirat. Acum, pe numele bărbatului, a fost pornit un proces penal pentru furtul autovehiculului, dar și o cauză penală pentru că a urcat băut la volan. Totodată, acesta mai riscă și o amendă de 1.500 de lei și 6 puncte de penalizare pentru că a provocat un accident rutier.